De câte ori nu ați intrat în magazin după un anumit produs și ați ieșit cu mai multe produse sau cu un întreg coș de cumpărături care de cele mai multe ori nu vă erau necesare? Ei bine, cred că tuturor ni s-a întâmplat asta. Iar în spatele acestui comportament al cumpărătorului stă o întreagă strategie de marketing. Marketingul produsului este procesul de prezentare, promovare și vânzare a unui produs pentru a satisface o anumită nevoie existentă în piață, în schimbul unui profit. Marketingul din spatele ambalajelor și al produselor alimentare are un impact semnificativ asupra comportamentului consumatorilor. Ambalajele pot influența deciziile de cumpărare în mai multe moduri. Ele oferă informații clare și esențiale despre produs, cum ar fi ingredientele, data expirării și valoarea nutritivă, ceea ce ajută consumatorii să ia decizii în timpul cumpărăturilor, bazându-se pe informații concrete. Singura problemă a cumpărătorilor legată de acest aspect este lipsa educației în această privință. Majoritatea nu citesc ingredientele și se lasă distrași de ambalaj. Promovarea produselor cu mențiuni precum nou sau ofertă specială este o altă strategie menită să atragă cumpărătorul. Percepția calității produselor poate fi influențată de ambalajele acestora. De cele mai multe ori, materialele în care sunt ambalate alimentele pot sugera o calitate superioară falsă a produsului din interior. De asemenea, un ambalaj poate stârni emoții sau asocierea cu anumite valori sau tradiții, ceea ce poate influența alegerile consumatorilor. Un ambalaj practic și ușor de manevrat poate fi un factor important pentru consumatori, mai ales în cazul produselor alimentare cumpărate și consumate în grabă sau în timpul activităților de zi cu zi. Și să nu uităm de atracția vizuală. Ambalajele cu un design colorat și imagini atrăgătoare fac produsele să iasă în evidență și să fie mai bine observate de către consumatori pe rafturile magazinelor. Folosirea personajelor de desene animate sau eroii preferați ai copiilor pe etichetă poate crea o conexiune emoțională cu produsul și poate influența decizia de cumpărare. Imagini sugestive cu produsul într-o formă delicioasă sau haioasă pot stârni dorința copiilor de a încerca acel produs. Sloganurile sau mesajele simple și captivante pot pătrunde ușor în mintea copiilor, ceea ce poate influența decizia de cumpărare. Anumite etichete pot conține elemente interactive, cum ar fi coduri QR, jocuri sau puzzle-uri, ceea ce poate face experiența cumpărătorului mai distractivă pentru copii. Ambalajele cu dimensiuni sau forme inedite, cum ar fi pachetelele micuțe sau cutii în diverse forme, sunt mai atractive pentru copii. Așezarea strategică a produselor pe rafturi poate determina vizibilitatea, accesibilitatea și interesul cumpărătorilor față de acestea. Astfel, produsele așezate la nivelul ochilor atrag mai mult atenția și sunt cumpărate mai des decât cele poziționate pe rafturile inferioare sau superioare. La fel se întâmplă și cu produsele care sunt consumate cel mai des. Ele sunt poziționate în zonele cu trafic mai intens. Produsele pentru cumpărare impulsivă, cum ar fi dulciurile sau gustările, sunt în apropierea caselor de marcat pentru a încuraja cumpărăturile ad hoc. Pentru a înțelege cumva cum ne afectează ambalajele produselor, reclamele, comportamentul în momentul în care suntem în magazin și facem cumpărături, aș face apel la o idee pe care am mai adus-o în discuție și cu alte ocazii, și anume faptul că noi avem două sisteme, cumva, prin care vedem lucrurile, prin care interpretăm realitatea. Unul dintre ele este cel rațional, atunci când practic analizăm în detaliu, când luăm decizii importante și facem o analiză până la urmă avantaje, dezavantaje foarte riguroasă. De exemplu, acest sistem ar putea fi activat atunci când citim foarte atent eticheta produselor și ne uităm la toate ingredientele, și mai avem un sistem, cel intuitiv, care este ghidat de emoțiile noastre și de stările de moment. Acum, modul în care ambalajele, de exemplu, ne-ar putea influența este tocmai prin apelul la emoție. Pentru că atunci când mergem în magazin, poate, și avem o stare de vulnerabilitate pentru a fi mai susceptibili la aceste influențe, cum ar fi, de exemplu,
nu știu, avem o anumită emoție mai intensă, în special negativă, sau ne este foame, avem o nevoie neîndeplinită, un deficit în acel moment. Și de aici acele recomandări de a nu merge la cumpărături când ne este foarte foame. Suntem mai susceptibili la aceste influențe și în momentul în care probabil vedem anumite imagini care ne induc o anumită emoție sau le asociem cu anumite emoții, poate este mai probabil să alegem acel produs și nu altele, de exemplu. Și știm, acele imagini care cumva ne induc mai ales o stare de bine, persoana zâmbește, poate vedem că promit cumva anumite aspecte, de exemplu, nu știu, mai puține calorii, mai puțin zahăr, de exemplu, și atunci cumva ne putem ghida mult mai ușor fără să analizăm în detaliu de fapt ce conține acel produs. În concluzie, ambalajele și strategiile de poziționare a alimentelor în magazin joacă un rol esențial în atragerea consumatorilor și influențează deciziile de cumpărare. Pentru ca unele produse să se încadreze în costul cel mai mic de producție, ingredientele ajung să nu fie de cea mai bună calitate, să conțină mulți aditivi și conservanți pentru a prelungi termenul de valabilitate, iar noi ajungem să cumpărăm produse care ne fac rău. În ultimii ani ne-am obișnuit să cumpărăm cantitate și nu calitate, ceea ce înseamnă boală frumos ambalată. Lipsa educației nutriționale, gradul ridicat de urbanizare și digitalizare, precum și marketingul agresiv la anumite produse alimentare și băuturi nesănătoase, ne conduc spre multe afecțiuni, atât în rândul adulților cât și al copiilor. Aceasta este strategia producătorilor și a specialiștilor în marketing. De cealaltă parte, suntem noi, consumatorii, care ar trebui să cunoaștem niște reguli pentru a putea alege produsele sănătoase și de calitate atunci când facem cumpărăturile. Se pune prea puțin accent pe educația alimentară și prea mult accent pe reclame la produse nesănătoase. Citirea etichetelor produselor alimentare este esențială. Un astfel de obicei necesită perseverență și răbdare pentru început, iar în cele din urmă va deveni un obicei care ne va ajuta să vedem exact ce consumăm și să ne menținem sănătoși. Iată câteva sfaturi pentru citirea etichetelor produselor alimentare. Citește etichetele în întregime. Începe prin a citi întreaga etichetă a produsului, nu doar părți selective. Informațiile importante, cum ar fi lista de ingrediente și valorile nutriționale, se găsesc de obicei pe partea din spate sau pe lateralul ambalajului. Verifică lista de ingrediente. Ingredientele sunt enumerate în ordinea cantității din produs, de la cel mai mare la cel mai mic. Asigură-te că înțelegi ce conține produsul și evită produsele cu liste de ingrediente lungi sau cu aditivi dăunători. Verifică informațiile privind valoarea nutrițională, inclusiv conținutul de calorii, grăsimi, carbohidrați, proteine, fibre și nivelul de sodiu. Asigură-te că produsul corespunde nevoilor și preferințelor tale alimentare. Observă mărimea porției. Verifică dimensiunea porției menționată pe etichetă și asigură-te că vei calcula corect cantitățile de calorii și nutrienți în funcție de porția pe care o consumi. Verifică dacă produsul conține avertismente sau informații suplimentare, cum ar fi conține alergeni, săruri adăugate sau îmbogățit cu vitamine. Compară produsele. Dacă ai mai multe opțiuni pentru același tip de produs, compară etichetele pentru a alege varianta cea mai potrivită pentru nevoile tale alimentare. Evită informațiile ambigue. Fii atent la termeni precum natural sau fără grăsimi, care te pot induce în eroare. Concentrează-te pe informații concrete și verificabile, precum lista ingredientelor. Evită produsele care au un termen de valabilitate foarte lung. Acordă atenție cantității de zahăr și grăsimi. Reduc consumul de produse cu cantități mari de zahăr adăugat și grăsimi nesănătoase. Urmărește aditivii și conservanții. Încearcă să alegi produsele cu cât mai puțini aditivi și conservanți. Cu cât lista de ingrediente este mai lungă, produsul poate fi mai nesănătos. Informează-te în prealabil. Învață despre conceptele nutriționale și informațiile de pe etichete înainte de a face cumpărături. Acest lucru te va ajuta să înțelegi mai bine ceea ce consumi și să faci alegeri mai sănătoase.
Produsele cu inscripția bio nu sunt întotdeauna sănătoase. Pot ascunde în ingrediente cantități mari de zahăr și sare. Unii aditivi alimentari afectează în special bacteriile intestinale, microbiomul și provoacă inflamație în organism. Iar inflamația este mama tuturor bolilor, știm asta. Polisorbatul 80, carboximetilceluloza, sucraloza, aspartamul, coloranții artificiali afectează mucoasa intestinului, provoacă inflamații intestinale sau inhibă bacteriile benefice care au treaba lor, jobul lor de a ne susține imunitatea din intestin. Vă dau exemplul polisorbatului 80, care este un emulsificator. Da? Este notat cu prescurtarea E433 și este folosit pe scară largă pentru a da cremozitate preparatelor ca și iaurtul, frișca, patiseriile, creme, sosuri, unele preparate din cocos, spre exemplu, iar acesta poate provoca o serie de problematici de sănătate, cum ar fi calcul renal, malabsorția fierului și deci anemie, toate acestea pentru că sunt efecte indirecte ale dezechilibrelor pe care le creează la nivel de floră intestinală, la nivel de microbiom, creând scurt circuituri între multe din procesele normale ale organismului. Apoi, vă dau exemplul aspartamului, din sucuri confecționate sau din cele acidulate, care este un alt inamic al microbiomului. Monoglutamatul, altul, da, aici m-aș opri puțin mai mult, sau glutamatul monosodic, este o substanță care se găsește natural în unele alimente, însă este utilizat în formă artificială în industria alimentară pentru potențarea aromei. Este unul dintre cei mai frecvent întâlniți aminoacizi non-esențiali, se regăsește printre altele și în roșii, lapte, ciuperci, pește, brânză și așa mai departe, dar în industria alimentară, monoglutamatul de sodiu mai este denumit și îl recunoașteți sub notarea de E621. Rolul său este de a intensifica savoarea preparatelor, fiindcă are capacitatea de a pune în valoare aromele. Practic, el în sine nu are niciun gust, dar se activează atunci când este combinat cu condimente sau cu alimente aromate. De aceea, atunci când vreți să cumpărați ceva super gustos, ca și maioneza confecționată sau sosuri de diferite tipuri, dressing-uri, da? Atenție la etichetă, pentru că tot ceea ce percepem ca fiind extrem de aromat sau extrem de savuros, poate conține monoglutamat. Acest lucru se întâmplă, din păcate, și în restaurante. Și nu în ultimul rând, stabilește o listă de cumpărături înainte de a merge în magazin. Și respect-o! Pentru a achiziționa doar lucrurile de care ai nevoie. Astfel vei economisi bani și nu vei face risipă alimentară. Trebuie să cumpărăm bazându-ne pe conținut și nu pe ambalaj, pe beneficii și nu doar pe gust, să fim responsabili și atenți la sănătate. Și pentru că mulți trăim cu convingerea că nu mai găsim în magazine produse care să conțină o etichetă curată, am vrut să demontez acest mit și să vă arăt că există și producători care păstrează atât calitatea naturală a ingredientelor folosite, cât și procesul în sine pentru obținerea preparatelor care ajung în magazine. Vă invit să vedem un scurt material. Noi facem lucruri simplu. Adică noi am rezistat în piață timp de 10 ani prin faptul că am făcut un lucru bun, simplu, înțeles de oameni, cu etichetă curată, foarte bine punctat, deși, cum să zic, pentru mine toate lucrurile astea sunt cumva utopice, adică n-ar avea cum să fie altfel. E un respect față de client și față de ce ar trebui să consume cu adevărat oamenii. Nu-i un răsfăț faptul să mănânci bine și bun, ci îi, practic, așa trebuie să treci prin viață, să mănânci lucruri care să-ți aducă o stare de bine și să te mențină sănătos, să nu te îmbolnăvească. Dacă noi păstrăm măsura în toate, cu siguranță putem mânca din absolut toate și ne permitem să mâncăm din toate, pentru că și astea, că, domnule, nu mănâncă, nu-mi permit. Într-adevăr, puterea de cumpărare a noi nu e foarte mare, dar chiar și așa, dacă păstrăm o anumită măsură în consumul pe care îl avem, cu siguranță putem să avem o alimentație mult mai sănătoasă și benefică pentru
trupul și spiritul nostru. Mi-am dorit întotdeauna să pregătim o mâncare gustoasă în primul rând, dar să fie cu ingrediente pe care toată lumea să le cunoască. Pentru că exemplele sunt chiar și aici în sat și noi acasă cu bunicii noștri să mâncăm exact ce mâncau și ei, dacă putem. Adică să nu încercăm noi să găsim acum tot felul de înlocuitori sau aditivi care ne-ar putea face viața mai rapidă și mai ușoară. Ci dar mai bolnavă. Dar mai bolnavă asta, cu siguranță. Și practic de aceea noi avem aici o echipă de doamne din sat, gospodine din sat, care ele gătesc ca acasă. Ele nu au aici ingrediente noi pe care nu le-ar cunoaște. Sunt tare bucuros că anul acesta am reușit să am un fermier aici în apropiere la Șăuria care să-mi pună vinete. Avem contractate vreo 30 de tone de vinete pe care abia așteptăm să le aducem la finalul lunii iulie să le coacem aici la Idicel și să avem siguranța că avem o materie primă bună. Pentru că noi degeaba facem la ceaun dacă nu avem și materia primă bună. Și de asta tot lanțul ăsta e foarte important să fie verificat și validat ca să avem siguranța. Și cel mai bine îi să știi fermierul cu care lucrezi, să știi materia primă pe care o pui în borcan. Pe atunci ai încredere că postul tău va fi bun și apreciat în continuare de consumatori. Multă lume se leagă de acest lucru natural, dar noi mergem cumva mai departe cu această sintagmă și noi, modul nostru de preparare, cum îi gândi produsul, e făcut să exprime cu adevărat tradiția, în primul rând, tradiția locului și tradiția noastră ca oameni aici, pentru că, pe de altă parte, zacusca nu-i zacusca pe care noi o avem, sau chiar și dulceața. Nu-s lucruri învățate în sat, aici, nu fac așa zacusca, fac cu gogoșare, de exemplu, nu fac cu vinete, sau fac cu fasole, nu fac cu vinete. Dar eu am avut grijă să gestionez lucrurile astfel încât să fie plăcute oamenilor care le consumă în diferite orașe. Nu neapărat cum le mănâncă oamenii aici, ci m-am orientat către consumatorul din diferite orașe și zone ale țării. Și cum de-ai ales tradiția în locul industrializării? Practic, n-am avut altă alternativă. Fiind la început, n-aveam resurse și ce mi-a fost la îndemână. Adică așa am început eu. Nu am avut proiecte pe fonduri europene sau mai știu eu ce alte lucruri. M-am dus la un vecin, am luat un ceaun și m-am pus la făcut zacuscă și dulceață. Și au rămas așa. Pentru că am considerat că e simplu și așa se întâmplă lucrurile aici la Idicel. Adică nu puteam să aduc niște utilaje mari, să fac aici o industrie în loc de o manufactură. Eu țin mult la manufactură, țin mult la maestria lucrului bine făcut și de aceea consider că eu sunt un custode al tradițiilor. Încerc să le păstrez, să le mențin, să fie validate în piață, să nu fie doar muzeu, ci chiar dacă noi facem tradițional, el se poate avea o viabilitate economică. Se poate ajunge pe rafturile marilor magazine, se poate fi expediate, să aibă constanță și aici practic toată grija mea. Noi am crescut cumva organic de la an la an, natural, n-am avut niciun... Pentru că ești prezent, dar ai nevoie și de marketing. No, și marketing e foarte scump pe care noi nu ni l-am permis. Și atunci noi am rezistat în piață pentru că ne-au descoperit om cu om și fiecare de la fiecare au spus despre produs. Și atunci n-am făcut milioane de borcane. Adică noi dacă am făcut în 10 ani adunate un milion de borcane, ceea ce pentru magazine e destul de puțin. Dar noi în timp am făcut poate nici un milion, aproape de un milion de borcane. Dar neavând un marketing și mergând doar din gură în gură, ia timp. Și nu am cunoscut o dezvoltare din asta peste noapte. Am mers din an în an tot cu cât un pic mai mult, cât un pic mai mult. Oamenii sunt sceptici oricum și unii chiar nu cred că zacusca se face la ceaun și dulceața la fel și... Da, cred că e și normal să fie sceptici pentru că de atâtea ori li s-a trădat încrederea încât îi se pare greu de conceput ca cineva să mai facă în ziua de astăzi la ceaun cu foc de lemn, cu oameni care să toace, să pună zacusca cu mâna, adică... Să aleagă varianta grea în locul celei ușoare. Exact, exact.
Dar pentru mine mai puțin important asta, pentru că eu știu că doar așa pot să ofer gustul pe care l-am în borcan. Deci de asta pentru mine e important să păstrez lucrurile astea, pentru a continua să ofer gustul și ceea ce avem noi, ceea ce ne definește pe noi ca și brand. Dar adevărul este că dacă vrei să industrializezi, trebuie să folosești pectină, diferiți aditivi, mai multe lucruri care cumva nu te îndepărtează de la tradițional. Exact. Și de la gustul bunicilor. Și atunci am zis că nu-i de noi, nu-i de mine așa ceva și voi continua să găsesc alte soluții care să mă îmbunătățească, zic, eficiența de muncă, dar tot cumva tradiționale, nu neapărat industriale. Este important să devenim consumatori informați și conștienți, iar citirea etichetelor produselor alimentare este o parte esențială a acestui proces. În continuare, vă voi prezenta o rețetă pentru care am ales din magazin produse cu o etichetă curată. Astăzi am ales să pregătesc pastă de năut cu legume și creveți. Am ales din magazin produse care să conțină o etichetă curată pentru o rețetă simplă și rapidă. O să vă arăt și produsele pentru care am optat eu. Ele sunt mai multe, doar trebuie căutate în magazin și citite ingredientele. Năutul este o sursă bună de proteine. Bineînțeles, unt ghi pe care îl voi folosi pentru legume. Să ne apucăm de treabă. Să spălăm creveții. Alimentare pe care le facem zilnic sunt foarte importante pentru sănătatea noastră. Și este mai ușor să prevenim decât să tratăm. De aceea, alege conștient, alege sănătos. Pe data viitoare, numai bine!